Cam așa m-am simțit și eu cu hainele mele, efectiv eram povestitorul care spunea veniți, veniți și vedeți ce fac hainele noastre. Și oamenii chiar se adunau, oamenii se adunau, efectiv, la un moment dat aveam câte 3-4 oameni care se opreau din drum și se uitau așa cum le explic eu la alții că uite că e deschis fermoarul ăsta de aici și jacheta asta, practic partea de jos se transformă într-o geantă și nu-ți place de ea în formă de geantă, să știi că unii se duc la aeroport și folosesc un hack foarte interesant și îl umplu cu hainele care au trecut de limita de greutate la aeroport și închid asta și devine o pernă. Mm -hmm. Și oamenii erau, că adică, adică, devin o pernă. Păi uite așa, că pui peretele înăuntru și se mai închide din fermoarul ăsta și ești în satină, așa, adică foarte mișto. Și oamenii erau, wow, ce tare! Acum, dacă încerci să contactezi single dual, indiferent cum încerci să-l contactezi, că îmi dai un mail, că îmi dai un telefon sau că mă cauți pe Facebook, Instagram sau TikTok, eu sunt acolo și răspund. Știi, nu am pe nimeni care să facă chestia asta și mi-aș dori să mă extind un pic și să pot să deleg chestia asta în alte părți, dar momentan sunt un one-woman show pentru toate chestiile, de la achiziții, producție, design, social media, administrator. Am, o, am, am un contabil, în schimb. <laughs> Nu știu dacă mă îndrept foarte mult spre colaborarea clasică cu influencer, hei, uite, facem un video despre, ci mă duc un pic spre o colaborare de tipul eu care sunt un artist sau profesionist sau un antreprenor într-un domeniu, mă aliez cu altcineva care face același lucru și cumva ne scarpinăm unul pe altul pe spate, știi ce spun mm -hmm. și cumva um, ajungem, ajungem să educăm două tipuri de comunități diferite, ne și ajutăm, ne și împrietenim, ne și susținem unul pe altul. Facem și să iasă ceva frumos din toată treaba aia, creăm, efectiv, creem ceva care să rămână. Uh, trebuie să învăț să văd aceste mici minuni în toate lucrurile simple de zi cu zi, pentru că. Simplu fapt că mă pot trezi dimineața și pot să-mi beau cafeaua și pot să mă duc la muncă, simplu fapt că pot să fac lucrurile astea deja sunt o binecuvântare în sine. Și atunci cumva, cred că primul lucru pe care ar trebui să-l fac este să-mi schimb mindsetul, să mă trezesc dimineața și să spun, ok, am deschis ochii, okay. astăzi trebuie să fiu incredibilă, pentru că am reușit să deschid ochii și am reușit să fac niște chestii foarte basic, trebuie să pot să fiu capabilă să fac și niște lucruri mărețe. Ce? Bine, v-am regăsit la un nou episod de Podcast BZI, sunt Viorela Dimici și astăzi discutăm cu Iulia J. Paredanu. este designer vestimentar, ownerul brandului Single Dual. Este vorba de haine sustenabile, haine care se transformă, dar aflăm foarte curând despre parcursul ei și despre cum a ajuns să-și dorească. O astfel de afacere, dar și cât de profitabilă este. Până începem discuția cu ea, noi vă spunem că partenerul nostru principal este balcan.ro. De fiecare dată când faceți cumpărături în magazinul online balcan.ro, aveți 10% reducere în momentul în care folosiți codul PZI10. Haideți să începem! Bună, Iulia, și bine ai venit la noi! Bună, Viorela, mulțumesc tare mult! Mă bucur enorm să fiu aici și abia aștept să vedem! Să văd ce o să iasă astăzi. Cum te simți în această perioadă? Cu ce, cu ce dispoziție ai venit astăzi la noi? Sincer, sunt destul de bucuroasă pentru că urmează niște colaborări foarte frumoase, încercăm să ne extindem un pic brandul. Sunt bucuroasă și pe plan uh, personal pentru că am intrat într-o comunitate foarte frumoasă de femei. Uh, deci am venit numai cu zâmbete. Dar hai, de, hai să le spunem oamenilor despre ceea ce faci tu, despre activitatea ta profesională, ca să le fie mult mai clar. Sigur. Și după aia discutăm despre începuturi și ceea ce ai acum. Perfect. Um, cum ai spus și tu, numele meu este Iulia, am 24 de ani, am terminat facultatea de management. Uh, după asta, am încercat să uh, găsesc o soluție pentru hainele pe care le purtăm de zi cu zi, în sensul în care uh, eu sunt. Foarte, foarte pasionată de sustenabilitate și, în același timp, sunt pasionată de DIY, și atunci, cumva, le-am îmbinat împreună să fac un brand de haine transformabile, funcționale, foarte interesant asta, și încerc foarte mult să includ și materiale inovatoare, ceea ce e un lucru pe care nu-l găsești foarte des în România. Este un lucru destul de nou pe piața din Europa să poți să faci două piese dintr-o singură piesă vestimentară. În același timp, cred că în acest an în care efectiv am lansat uh, deci Single brandul are un an. Da, un anișor. La, în aprilie facem și noi un anișor, Așa. sărbătorim. În acest an am reușit să facem destul de multe lucruri. Cred că pot să încep cu faptul că am câștigat premiul la Create, Romanian Romania Creative Week, ceea ce mi-a permis să am pop-up store-ul meu în mall pentru câteva luni. Am primit și un premiu în bani. Mi-s-a spus că cumva hainele noastre au un concept de durabil și, cum să spun, de viitor. Este un concept inovativ. Ulterior am reușit să îmi duc hainele și în America, într-un uh, retailer foarte popular cu haine de lux, aș spune. Uh, asta se întâmplă în New York City, în uh, Soho, la magazinul Flying Solo. Uh, în același timp, acum, chiar recent, tocmai m-am întors de la un târg foarte mare de haine B2B, uh, se cheamă Pure London, este unul dintre cele mai mari, mari târguri de îmbrăcăminte din Europa, again, business to business. Uh, și, Și exact acum două săptămâni a avut loc um, the International Kids Runway, la care am participat și noi și am avut toate hainele pe runway. Ceea ce pentru noi cumva pentru un an de zile, cred că este un parcurs destul de bunicel. Și avem foarte multe chestii care, pe care le avem în plan pentru anul ăsta, așa că aș spune că e chiar foarte mult pentru un an. Alții fac asta în 10 sau 15 ani, iar ție ți-a reușit uh, într-un timp foarte scurt. Ce crezi că te-a ajutat să evoluezi atât de rapid? Aș spune, să zicem, parcursul meu în viață, pentru că am trecut prin unele lucruri... Uh, m-am învățat singur, m-am forțat să învăț foarte multe chestii. Am tendința de a pune un pic prea multă presiune pe mine, cum spune maica mea dar chestia asta m-a ajutat foarte tare și încerc tot timpul să push the boundaries, efectiv. De fapt, și brandul single-dual, prin Asta este direcția în care vreau să-l duc. Vreau să-l duc în ideea că poți efectiv să treci dincolo de limite, să poți să spargi bariera convențională a hainelor și a ceea ce înseamnă îmbrăcămintea în general și să go over the skies, știi? Dacă pornim de la numele brandului, single dual, nu te-ai gândit la acest nume? Cum a venit în ta și ce mesaj vrei să transmiți? Um, în primul rând să aleg numele. Mi-a luat două săptămâni. <laughs> pentru că Aici n-ai fost foarte rapid. <laughs> nu, <a> asta, asta <laughs> pentru mine a fost foarte, foarte important pentru că am vrut ca numele să fie foarte puternic, să um, embody efectiv tot conceptul și cred că am reușit chestia asta pentru că single dual pornește de la o singură piesă vestimentară la dualitatea ei. Pare easy, dar nu e așa, pentru că eu am mers mai departe. Pornește de la o singură personalitate la dualitatea persoanei, adică faptul că poți, de exemplu, să te îmbraci cu o, o fustă din colecția noastră dimineața la muncă, te duci îmbrăcată office, ești acea femeie independentă, business și apoi efectiv deschizi fermoarul, îți pui buzunarele, ți-ai schimbat tocurile cu cizmele pe care le ai în mașină și ieși cu prietenile la un pahar de vin sau mergi cu soțul și copilul nu știu, un parc cu copou sau o chestie. Adică, cum să zic, cumva să poți să-ți exprimi multiplele personalități și dorințe și aspirații în viață, să-ți permită să fii oricine vrei tu să fii, de la o singură persoană care este, de fapt, o multitudine de dorințe, vise, personalități și cred, cred că am reușit chestia asta. Deci tu susi foarte mult ideea că poți să investești într o singură haină și să poți crea mai multe ținute cu ea sau chiar să o prezinți da. într un alt format. Păi, um... te-ai gândit din nou a ta colecție, câte ținute se pot face? Păi, de exemplu, când m a întrebat, chiar crezi că este asta? Avem, de exemplu, un trench. De fapt, eu port acum uh, uh, jacheta de la trench și cureaua de la trench. Sunt două piese mm -hmm. care pot fi purtate așa de sine stătătoare. Cureaua se poate combina efectiv cu jacheta și atunci mm -hmm. o faci un pic mai lungă, dar pe, combinate cu fusta, care ea, la fel, este o piesă de sine stătătoare, le combin, devin o roche, poți să o porți dezbrăcată cu. Ca și o rochie pe deasupra, sau poți efectiv să-l deschizi și devine un trench. Deci, practic, ai cinci piese vestimentare, sau, mă rog, cinci uh, ținute pe care le poți face dintr-o singură piesă. În momentul în care ai lansat brandul, spuneai că ai câștigat un concurs în cadrul Romanian Creative Week, uh -huh. cât de mult au salutat ieșenii? Sau, în general, cei care văd brandul tău și îl pot achiziționa online, atât din țară cât și din afara țării, cât de mult au salutat această idee și dacă ai simțit că ei au perceput mesajul pe care tu vrei să-l transmiți. Um... Și sunt gata să investească în astfel de piese. Ce pot să spun este că cel puțin deschiderea a fost foarte călduroasă. Cei de la Romania in Creative Week au primit ideea extraordinar de bine, li s-a părut o idee extraordinar de inovatoare. Clientele noastre care au ajuns în magazin, majoritatea au rămas destul de um, surprinse și cred că ăsta a fost wow factorul pe care care le-a convins să cumpere efectiv produsele. Noi am avut și niște vânzătoare foarte bine pregătite care le spuneau povestea, pentru că în momentul în care vezi o haină de genul ăsta, cum ești învățat normal să mergi în magazin și doar să te uiți la ele, s-ar putea să nu prinzi conceptul de la prima vedere. Și atunci, cumva, fetele noastre le explicau despre ce este vorba și rămâneau doamnele și câte jumătate de oră în magazin și doar ascultau povestea. Și asta ce face? Și asta ce face? Și da, din perspectiva asta, cred că a fost primit destul de bine. Pe de altă parte... Am să fiu sinceră cu tine. Nu cred că toată lumea din România este încă pregătită pentru conceptul ăsta. Încă nu, încă e ceva relativ nou și în Europa, relativ nou și în America, nu multă lume face chestia asta și atunci um, unii nu înțeleg conceptul, unii n-au auzit despre el, dar asta devine responsabilitatea mea să învăț oamenii despre sustenabilitate, despre transformabilitate și să le explică din punctul meu de vedere cel puțin, asta este viitorul hainelor. Este foarte important să nu fim egoiști și momentul în care pentru că există foarte multă risipă în industria modei, sunt produse anual foarte multe piese vestimentare care Așa au este. o durată de viață foarte scurtă. Așa este. Și Poți care... să-ți povestesc că da, chiar am... Sigur. Uh, mi s-a părut foarte interesant când studiam subiectul ăsta faptul că obișnuiam să avem patru colecții pe an, înainte, pe anotimpuri. Acum s-a ajuns până în punctul în care avem 52 de colecții mini capsule scoase în fiecare an de brandurile mari, ceea ce înseamnă că constant ești în necesitatea de a-ți schimba hainele. În același timp s-a schimbat trendul foarte mult de la a avea haine normale, durabile, care să aibă un scop efectiv, la pur și simplu haine care reprezintă un trend, în sensul în care deja dacă le-ai cumpărat anul ăsta, anul viitor nu mai face Sens să le porți pentru că au schimbat trendul, plus, evident, ceea ce toată lumea a observat: că hainele și-au scăzut foarte mult calitatea. În timp ce prețul la toate lucrurile posibile și imposibile crește, ceea ce este și normal, prețul la haine scade. Ceea ce au reușit ei să facă este să ducă îmbrăcămintea la un nivel inferior ca să poată să vândă cât mai multe haine. Calitatea a scăzut ca să poți să le înlocuiești cât mai repede și ceea ce m-a frapat și mă doare foarte tare în domeniul ăsta este faptul că brandurile mari, dacă, de exemplu, rămân cu haine pe stoc, pentru că nu pot să le dea la un preț mai mic decât piața, le ard în câmpuri. Deci sunt câmpuri dedicate special unde se duc toate brandurile mari și efectiv ard mii și mii și mii și mii de bucăți, ceea ce mi se pare incredibil. Plus că mai este și faptul că industria în sine este o industrie grea în sensul waste-ului de la vopsire, de la producție până la efectiv procesul de croire, pentru că când croiești un produs, asta e procesul prin care tai efectiv uh, bucata de material, pentru că tu trebuie să urmărești firul drept a aței, nu poți să faci un Tetris Rămână cât mai puțin spațiu nefolosit și atunci dacă faci doar o rochie, să spunem, tu poți să pierzi până la 40% din materialul ăla. Deci, efectiv, trebuie să-ți cumperi aproximativ dublu materialului de care ai nevoie doar ca să-ți faci o haină. Și celălalt îl arunci. Da, n-ai ce face cu el. Este un aspect despre care se vorbește mai puțin și mulți oameni nici nu se gândesc la asta. Oh, clar. Dar cred că în momentul în care... Cei care se gândesc la aceste tipare, la tehnologia pe care vor să o implementeze, ar trebui să țină cont de asta și mă bucură faptul că. Încep să apară din ce în ce mai multe branduri care promovează sustenabilitatea și sunt împotriva uh, acestei risipe, știi. Așa e. Eu sincer să-ți spun, uh, îmi doresc foarte tare să. Bine, n-aș spune creez, pentru că nu vreau să-mi asum uh, cumva creditele pentru că reinventez roata când roata a fost inventată de mult, uh, dar am văzut niște uh, tehnici destul de inovatoare. De fapt, sunt. De o perioadă pe piață, doar că unele persoane au început să experimenteze cu ele acasă și au început să-și creeze un soi de țesătură Frankenstein, în sensul în care unesc și combină mai multe bucăți de material care în mod normal ar fi uh, deșeuri și reușesc să facă o nouă țesătură. Și aș vrea să încerc să evoluez această tehnică la nivelul în care să pot să creeze efectiv o rolă de material, nu o nouă bucățică. Uh, doar din ceea ce îmi rămâne mie și poate, poate voi ajunge la nivelul în care să pot să folosesc și resturile altor ateliere din Iași ca să reduc waste-ul cât mai tare și să creez efectiv o țesătură complet nouă din resturile de material care să fie practic o țesătură unicat, să nu mai fie găsită nicăieri, că na, nu poți să reproduci de două ori ceva unicat. Care a fost momentul în care a stârnit interes pentru tine, pentru modă și croitorie. Când prima dată ți-ai dat seama că ești atrasă de acest domeniu? Um cum să spun, acum mi-ai dat greu la bac, ca să spun așa. Că, are mai eu o legătură cu copilăria ta? Da, păi asta vreau să spun, că cumva la mine a fost o relație de hate-love și hate a venit prima oară în sensul în care. Deci mai întâi e urât. Da, am, recunosc că am urât industria fashion, am urât hainele, n-am fost, până în adolescență nu am fost un copil care să-i placă hainele și chestia asta are legătură cumva cu ceea ce am trăit eu în copilărie. Am fost un copil foarte grasuț în sensul în care la, la 13 ani când eraam 85 de kilograme, eram rotunjoară. Uh, chiar când, în prima zi de școală, când uh, m-am dus, mi-am că erau uh, doi băieți cu care vreau să mă joc cu mingea basket și au zis uh, noi nu ne jucăm cu persoanele grase și chestia aia m-a durut destul de tare atunci. Uh, și tu vorbești despre asta cu zâmbetul pe buze, dar de fapt este o traumă, pentru că pentru copilul de 13 ani, care încă nu are personalitatea formată, să aibă 85 de kilograme și să -i se și spună, să vadă el efectiv vede că nu este ca ceilalți, este o altă stare totuși. Da așa Și e. în acest motiv urași, ai urât hainele? A, da, pentru că mama mea a trebuit să mă îmbrace întotdeauna cu haine încă de mică, de la adulți, pentru că hainele de copii de cele mai multe ori mm -hmm. nu veneau. Și atunci hainele de adulți pentru mine erau și destul de plictisitoare, dar erau și un motiv pentru care, co de, care copiii să râdă la școală efectiv, pentru că nu aveam haine ca și ei. Îți amintești vreo situație? Cu o haină care părea foarte matură pentru vârsta ta? Uh, da, la o serbare, toate fetele avuseseră rochii roz pudrate, cumva <laughs> foarte feminine, și mama mea s-a dus la un magazin și mi-a cumpărat mai multe rochi, și cumva a fost chiar în ziua serbăi, nu mai știu exact ce s-a întâmplat, am pisat că s-a rupt chiar roche pe care o purtam în ziua aia și singura variantă pe care a putut să-mi aduc a fost o roche maro, foarte office, care mi-a venit și arăta băbește, cum s-ar spune. Și atunci ați <laughs> că toți copiii au râs de mine. Uh, chestia e că eu cu relația cu hainele, oricum a fost ciudată, pentru că după chestia asta, mama mea a descoperit secretul uh, pentru mine, bunăstării mele și a ei, în sensul în care a descoperit trainingele. Uh, în fiecare zi mă îmbrăcam din cap până în picioare, de la coronița din păr, la bentița din spate, pentru că aveam părul sportat, că mi-am de la frizerie, uh, la tricou roz sau, nu știu, roșu sau whatever, uh, cu jacheta, cu pantalonul, până și chiloții și șosetele. Deci eram, efectiv, din cap până în picioare, o singură culoare, training, tot timpul confortabil, nu purtam niciodată blugi, nu cred că am avut blugi în garderobă sau fuste sau chestii de genul ăsta. Și a funcționat foarte bine pentru mine până am ajuns în liceu. De acolo lucrurile au început să se schimbe și la 13 ani, uh, de fapt la 13 ani cred că e în în gimnaziu, uh, în orice caz am început să slăbesc, am slăbit 20 de kilograme. Cum ai început să slăbești și uh, la ce vârstă ai început să faci asta? Pai... spune că erai în, în liceu. Cam câți ani aveai, vreo 16, 17, nu știu, 18? Deci în liceu deja cred că slăbeam a doua tură de kilograme, în sensul în care eu am avut trei sau patru ture în care efectiv am slăbit 20 de kilograme, m-am greșat înapoi 20 de kilograme, le-am slăbit înapoi, dar de la 13 ani atunci a fost momentul în care am slăbit prima oară, a fost de care mi-a zis ok, eu trebuie să fac o schimbare în viață. Bine, oricum tot timpul m-am luptat cu asta, maica mea mă, mă ducea la toți nutriționiștii, încerca să-mi lase mâncare ok acasă, mi-am că aveam bombandele de a cumpărat o bandă de alerga pentru mine acasă special și mă punea să mă uit la desene alergând pe bandă și efectiv asta făceam. Nu știu, nu Dar pentru mintea ta de copil, cum era să înțelegi că tu trebuie să slăbești și că... Pentru că în această perioadă, din contra, copiii încearcă să se accepte așa cum sunt. Să zic, adică există în interiorul lor această luptă pentru acceptare, părinții încearcă să-l încurajeze, părinții încearcă să-i transmită această idee că este frumos, că este deștept, că este în regulă, iar la tine, mama ți-a cumpărat, iar ție ți-a cumpărat mama o bandă de alergat. Da, bine, ideea e că mama n-a făcut-o. Cum, nu cum această idee că. că trebuie să slăbești. De regulă, conștientizarea că trebuie să slăbesc vine mai degrabă la o vârstă mai mare. Și cei care sunt în perioada aceasta de adolescență și trebuie să slăbească, suferă foarte mult din cauza la asta. Pentru că alți copii nu au aceste probleme. Da, așa e. Um, mie personal cumva conștientizarea mi-a venit destul de devreme, că asta îți spun că am încercat, până atunci încercasem și nu prea reușisem pentru că cumva nu eram true to myself, eram totuși un copil, adică dimineața mâncam uh, pe pui cu salată și la un moment dat mă lua pofta de dulciuri și... Uh, Chestia asta cu maica mea, că mi-a luat bandă de alergat, că m-am dus la nutriționist, că au încercat să aibă grijă de mine, nu a fost o chestie forțată. Să, asta vreau să fac foarte clar, că mm -hmm. nu a fost genul de presiune din partea părinților. Părinții mei au fost foarte înțelegători. Părinții mei n-au pus niciodată presiune pe mine. Ai mei au fost genul de părinți care au avut încredere și au văzut de la început că eu sunt determinată și cumva tot ce au putut să fac au fost să-mi pun roți ajutătoare stânga-dreapta. Mm -hmm. mm -hmm. Niciodată nu m-au împins să fac ceva. Asta s-a întâmplat, de exemplu, cel mai bun exemplu este la BAC. Vedeam cât de multă presiune puneau părinții pe colegii mei că trebuie să se ducă la o anumită facultate, trebuie să iau o anumită notă și eu personal trăgeam pentru mine, am luat 9.50 la BAC, adică chiar a fost ok și imaginează că eu am luat 9.50 la BAC și cu o zi înainte de BAC l-am sunat pe tata, că ei mei erau plecați și zic, tata, mi-e e frică de BAC, mi-e este frică să nu iau notă mare, mi-e frică, efectiv am emoții. La care răspunsul lui tata a fost, ei bai, dacă nu-i ba cu anul ăsta, întotdeauna există și anul viitor. N-are rost să-ți trăi sănătatea și uh, mm -hmm. să, să fii atât de speriată pentru chestia asta. Gândește-te la el ca la un test pe care poți să-l mai iei dată Și atunci în capul meu s-a dezvoltat o chestie. Stai un pic, adică toți ceilalți trebuie neapărat să iau nota 10, altfel nu-i mai fim părinții acasă. Și mie îmi spune tata că eu pot să și pic BAC-ul, deși again, eu trăgeam pe notă de 10 uh, și totuși e ok. Și atunci, a, asta este tipologia de părinte pe care l-am avut eu, că ei au avut încredere în mine și chestia asta m-a făcut pe Te -au mine. Te-au acceptat. Da, da. Și chestia asta m-a ajutat extraordinar de tare, pentru că în timp ce eu ceilalți copii încercau să se răzvrătească la deciziile părinților, eu cumva îmi impuneam singură, cum să-i fac pe părinții mei mândri și să le mulțumesc că n-au pus acea presiune pe mine, știi? Mm -hmm. Și cred că asta m-a făcut pe mine să -mi iau singure deciziile bune. Și atunci cumva cu banda de alergat și așa, mama mi-a cumpărat o da, eu alegeam să merg tot timpul pe ea și așa încercam să slăbesc la 13 ani. Singură m-am apucat efectiv să fac chestiile astea ca să slăbesc și de fiecare dată eu m-am luptat cu ele. În schimb, Dar ei mama au fost acolo. Ta sau tatăl tău aveau probleme cu greutatea? Mama a avut. A avut probleme mm -hmm. cu greutatea, la un moment dat a avut și diabet, cumva a trebuit să se opereze cu, cum spune asta, cu inelul gastric ca să mm -hmm. nu mai absorbă mineralele din corp și în același timp cumva a scăpat și de diabet pentru că nu se mai absorbea nici zahărul și așa. Deci pentru ea cumva a fost o chestie medicală așa și a și slăbit. Dar și ea și bunica și mătușa mea, adică cumva la noi e o chestie. Noi toate am fost plinuțe și drăguțe. <laughs> <laughs> și după te-ai apucat de slăbit. Ai zis că mm -hmm. au fost mai multe ture până -l la urmă a reușit. Da, și a fost interesant că tot vorbim de procesul de haine și așa, că după ce am slăbit prima oară, evident mi-a trebuit o garderobă nouă și acum pentru prima oară în viață... Ai spus că aveai 85 de kilograme. Am ajuns și la... la ce mărime ai ajuns? Păi portam XL și la un moment dat purteam în jur de M, ceva mm. de genul ăsta. Deci chiar am sărit câteva mărimi bune și a fost prima oară în viață când am reușit să mă simt confortabil să port fustă, să port blugi, să port, nu știu, chestii mulate, ceea ce era o chestie wow. Și nu mă mai simțeam, de exemplu, cu fustele. Știi când ești grăsuță, e greu să mergi, e când e vară, e cald, se pare că te iriți peste tot, că te miști greu și așa. Nu mai simțeam chestia asta, mă simțeam ușoară, mă simțeam uh, foarte cancer the world, efectiv, parcă mi se luase un chiosdan de 20 de kg din spate și evident, mi-am luat o garderobă nouă și am început să-mi să, să placă să mă îmbrac și după, cumva a venit liceul, panică, stres, uh, uh, bacul și am început să iau din nou kilogramele alea. Le-am luat pe toate, înapoi, a trebuit să-mi cumpăr din nou garderobă nouă și... Chestia asta s-a mai întâmplat de 2 trei ori. Deci de fiecare dată când eu am o perioadă mai stresantă în viața mea sau când, nu știu, la un moment dat simt că poate nu mai pot să duc foarte mult, cumva mi se întâmplă să let go și fără să-mi dau seama încep să pun iarăși pe mine. Și din, moment, din motivul ăsta eu îmi cred că sunt singura persoană pe care o știu, care are două garderobe diferite. Bine, <coughs> le țin în garderobă de foarte mult timp, nu sunt șopaholic, nu am foarte multe haine, dar efectiv am două garderobe diferite pentru că știu care e parcursul meu și sunt pregătită și niciodată nu arunc hainele gen după ce slăbesc sau mă îngrași pentru că știu că fluctuez așa de tare. Și efectiv doar îmi schimb garderobele cu oameni și le schimbă vară, iar așa îmi le schimb eu în și la așa grăsă. înțeles că hainele trebuie să, să, fie totuși sustenabile și să fie haine funcționale, funcționale, și funcționale. confortabile. Și dacă, asta e foarte important. Și dacă astăzi ai o anumită mărime la haine și în 2 ani ai alta, ar trebui să mai fie valabilă cealaltă da. garderobă. Păi de asta m-am și apucat cumva de cursul de croitorie și pare, pentru că mama mea este foarte, foarte creativă. Ea lucrează în domeniul Horeca, ea face la evenimente, decorațiuni de flori și toate deco efectiv pe care le poți face la evenimente. Și înainte când făcea chestii de-astea pe acasă, pur și simplu DIY, um, cred că m-am inspirat de la ea și mă gândeam, mamă, cât de tare ar fi să pot să-mi fac singura hainele, să nu mai trebuia să mă duc tot timpul să le probez în altă pe alte părți și dacă am, de exemplu, o haină care îmi place când sunt grăsuță, să pot să o alterez singură să o folosesc și când sunt slăbuță, ca să nu, cum să zic, să nu irosesc haina respectivă. Și cumva am dus la acest curs de creatorie și pare, mi-am dat seama că chiar îmi place chestia asta. Ulterior, am făcut și am început și un curs de design, uh, și am zis ok, I like this. I want to do something with this. Și efectiv, am, mi-am dorit să deschid brandul de haine și apoi am început să dau rând pe rând peste toate chestiile astea ce vorbeam noi cu industria fashion și eu spuneam, băi, stai o leac, eu ce fac acum? Eu vreau să te deschid un, un business în industria asta și industria este... varză. Și atunci cumva am pus Lucrurile pe hârtie, și un an de zile am încercat doar să găsesc ideea perfectă, produsele perfecte, să creez efectiv toată identitatea asta single-dual și să încerc să rezolv problema mai, mai degrabă decât să fiu parte din problemă. Foarte frumos ai zis. Dar hai să explicăm un pic mai mult despre acest concept, uh, D.I.E. s-ar putea ca cei um, DIY. DIY. S-ar da. uh, putea ca cei care urmăresc acest podcast, uh, să nu știe cu exactitate despre ce e vorba, deși noi am uh, da, de înțeles cam despre ce uh -huh. e vorba. Totuși e vorba de haine expresive și sustenabile, da, haine care um, permit creatorilor să-și personalizeze hainele pot oferi oportunitatea pentru educație în modă și conștientizare cu privire la implicațiile industriei modei asupra mediului, încurajând astfel consumul responsabil, ceea ce am și punctat Și, de asemenea, nu știu dacă e valabil pentru ceea ce faci, din ce am văzut eu nu prea, că proiectele DIY pot pune în valoare meșteșugurile tradiționale și abilitățile manuale, încurajând aprecierea pentru creația manuală. Da? și uh, crearea hainelor uh, DIY uh, poate duce la formarea comunităților de creatori și entuziaști uh, DIY, oferind un spațiu pentru schimb de idei, colaborare și inspirație reciprocă. Poate transmite mesaje expresive și politice, încurajând implicarea în discuții sociale și ecologice prin intermediul modei sustenabile. Uh, pe această parte de uh, mesaje expresive, Mm -hmm. Sociale, politice sau oricare altele, vezi în viitor dezvoltarea brandului tău? Da, sincer, chiar urmează să fac o colaborare care ar trebui să transmită un mesaj destul de puternic, numai că în momentul de față e un pic secret, așa că <laughs> nu am să spun foarte multe despre asta, dar da, vreau să abordez și zona asta și cumva DIY-ul într-adevăr ține și de societate, ține și de comunitate, ține și de expresivitate și despre a crea ceva nou și cu cu, nu știu, și cu emoție, dar și cu folos. Și cumva Hainele noastre nu se mai încadrează foarte mult la DIY în momentul de față. În DIY e de obicei ceva care, pe care îl faci tu cu mânuța ta acasă. De obicei un lucru unicat sau, mă rog, lucruri care sunt făcute din materiale relativ neconvenționale sau poate reciclezi ceva sau pur și simplu creezi ceva de la zero... Um, cu personalitatea ta în el. Asta am început să facem la început, dar odată ce devine un business faptul că ele sunt făcute în serii, eu nu mai creez toate hainele cap-coadă singură și ar fi o minciunică să spun că da, toate hainele sunt DIY, pentru că, mm -hmm. na, suntem, la urmă, într-un proces de producție, atâtea, atâția oameni pun mâna pe muncesc din greu ca să realizeze mm -hmm. produsul ăsta și ca să-ți iei tot meritul ție că e un produs DIY, e cam greluț. În schimb, ce se mai încadrează, iarăși foarte interesant la asta este că totuși DIY poate să fie și un soi de colaborare. În ce sens? Eu, de exemplu, acum am, uh, am lansat, uh, cum să zic, uh, ideea că la final de trei ani după ce porți la single dual dacă vrei să le trimiți înapoi la noi noi putem să le reciclăm pentru tine într-un mod corect și primești evident un voucher ca două, mm -hmm. pentru că na, suntem în primul an, nu știm cum o să decoregă chestia asta dar noi planul, strategia o avem stabilită Foarte tare și sunt foarte puține branduri care fac asta, din păcate. Foarte puține da. uh, și cumva am zis că o să le transformăm pe patru paliere în sensul în care ceea ce poate fi reciclat reciclat efectiv reciclăm, ceea ce nu Poate fi reciclat, le tăiem, le dezmembrăm și încercăm să le reciclăm pe bucăți, dar evident că o să rămânem și cu foarte multe chestii și atunci am zis că putem, de exemplu, să retransformăm acele haine în altceva, de exemplu, pătuțuri pentru copii, pentru că hainele, țesăturile sunt o izolație foarte bună pentru a ține cald la cățeluși și așa și mi-am dorit de mul mult să ajut pe cei care fac uh, acel eveniment cu ai cumva o păturică și atunci cumva mi-aș dori și eu să pot să lucrez aproape cu ei din perspectiva asta. În același timp o parte din lucruri se pot dona, în același timp uh, se pot uh, uh, trimite la reciclare în alt sens, în sensul în care ele să se transforme, de exemplu, în izolație pentru pereți și așa. Deci cumva, în capul meu sunt foarte multe lucruri pe care noi le putem face cu hainele alea odată ce ajung la noi și de ce nu? asta sunt DIY, poți să fac efectiv un workshop cu persoane care să vină și um, să aibă bucățelele alea rămase din uh, materiale și să le învăț să facă această țesătură inovatoare de care îți povesteam, să, le, să poată să facă un portmoneu micuț, pentru că pentru a face niște chestii mititele, poți să te joci și cu bucăți de resturi de material, numai că e un pic mai, cum să zic... Um, un pic mai multă chinuială, pentru că joci cel Tetris de care vorbeam mai devreme, mm -hmm. dar până la urmă mm -hmm. e ceva frumos care iese din mâna ta și transmis mai departe în comunitate un skill, aș spune, pentru că multe lume, mi se pare că meșteșugurile au murit în mare parte sau, mă rog, în orice caz se îndreaptă spre o moarte sigură și atunci mi se pare că e de datoria noastră să învățăm cât, pe cât mai mulți oameni să-i atragem pe, spre aceste meserii pentru că, până la urmei, meseriile ne țin în picioare pe toți ca și planetă și ca și societate și mi se pare important să dai mai departe lucrurile astea. Momentan, profitul care ți-l aduce brandul Single Dual este ceea ce îți dorești? <laughs> sau În general, dacă ai un profit momentan, sau dar da, lucrezi um, la construirea brandului. Um, ideea este următoarea. În general, când deschizi un business, este de așteptat ca businessul să nu producă profit în primii ani de viață, ceea ce un lucru pe care eu l-am învățat la facultate de multe ori, adică nu, există business-uri care sfidează regulile astea și pot să creeze profit din primul an de zile. Dar asta este cumva o excepție de la regulă. În general, trebuie să fii pregătit cu un fond de rulment destul de mare, efectiv să-ți pui deoparte salarii întregi pentru lunile grele, să îți asumi faptul că vei face o investiție foarte mare și că vei culoage roadele puțin mai târziu. Este exact ca în agricultură. Nu plantezi astăzi un copac și sper că mâine o să culegi o tonă de mere. Uh, și cam asta se întâmplă și la mine. Este o investiție destul de mare, pentru că noi toate materialele le aducem din Italia și din Spania. Folosesc cele mai bune produse de cea mai bună calitate. Uh, toate materialele, gen, uh, accesoriile pe care le folosim, toate sunt din metal și sunt de la cele mai luxoase branduri care produc bine luxoase, în sensul că sunt foarte, de foarte bună calitate și sunt foarte scumpe din perspectiva asta, așa că o trebuie să investesc destul de mulți bani și m-a asumat treaba asta pentru că îmi doresc foarte mult să fac haine de calitate. Nu mai vreau să se întâmple să-ți cumperi o haină de la un brand din mall și gen să porți de două ori și să se rupă, înțelegi? Și de aia cumva pentru că eu am un stoc de peste 1000 de produse în momentul de față um, să-ți dai seama, am niște bani blocați în sensul ăsta de vândut Vând. Sunt mulțumită de faptul că vând. Sunt mulțumită de faptul că oamenii apreciază brandul. Sunt sigură că noi vom evolua și ne vom extinde. Vrem să ne extindem și pe alte, în alte țări. dar nu putem să vorbim în primul an de profit. E, e un pic complicat. E legea naturii, legea business-ului, știi? După ce ai absolvit facultatea, ai fost în America. Și probabil faptul că ți-ai petrecut -o câteva luni acolo, uh -huh. te-a ajutat și să poți vinde produsele tale uh -huh. în America. Hai să povestim despre acea perioadă. Um, sincer să-ți spun, cumva. Cele două lucruri nu sunt neapărat interconectate, în sensul în care mm -hmm. mi-a plăcut foarte mult că am putut să plec în America și să-mi văd colecția de haine în acel magazin gigantic, pentru că este extraordinar de deci jos să zic că am ajuns în magazin și se vedea că sunt român ajuns în New York. Efectiv, mă uitam și eram, wow, chestia asta arată. Deci, greu. hainele tale, reamintim, se vând în New York, în magazinul Flying Solo. Da. Așa. Um, dar ceea ce am plecat eu în America separat a fost cumva încercarea mea de a-mi dovedi că nu sunt numai o femeie de business, ci că pot să lucrez normal și că pot să fiu și un angajat și să văd ce înseamnă să fiu un angajat și cum se tratează un angajat. Și în același timp am vrut să dovedesc că pot să-mi fac banii mei și că sunt un om normal și am plecat și cu prietenii mei, am plecat cu programul Work and Travel. Mm -hmm. Și mai e și chestia că cumva pornind de la familia din care fac parte, cumva au existat niște stereotipuri asupra mea pe, în ideea în care cumva m-am născut bine unde trebuie și că totul mi este întins pe tavă și aș fi vrut cumva să debalc și aceste mici stereotipuri care nu sunt adevărate și am plecat în America. Am lucrat câte două joburi constant, lucram uh, un job de 40 de ore și apoi lucram câte trei shift, două shifturi de 12-13 ore, deci nu aveam nicio zi liberă pe săptămână și de obicei mă trezeam la 3 dimineața ca să vorbesc acasă, să fac comenzile de material, să vorbesc cu angajații mei, să fac... Deci tu lucrai în America și în același timp reușeai să gestionezi business tău din, da. Din deci, România. lucram trei joburi de, dată. și mă trezeam la 3 dimineața, vorbeam cu ei acasă, după la șapte trebuia să deschid unde lucram eu. Am lucrat pe uh, o insulă Martha's Vineyard în America, are casa Obama pe ea și am avut ocazia să cunosc niște persoane super, nu știu cum să zic, e Once in a Lifetime Chance, în sensul în care, de exemplu, am stat toată ziua la cioace într-o zi, cu soția um, ownerului de la Forbes și am aflat chestia asta mai final de seară. Soțul meu i-a pregătit masa lui Obama. Um, am cunoscut efectiv o grămadă de oameni. Și de cum Iisus. sunt acești oameni? Ce ai învățat de la ei? Sau ce, ce ai simțit? Cu ce te-au impresionat? Um, cel puțin persoanele cu care m-am întâlnit eu, pentru că am avut ocazia să văd niște persoane ok. Nu zic că toată lumea e așa, dar cel puțin, mie cel puțin mi-au mi crescut încrederea în, în uh, umanitate, în sensul în care persoanele astea care erau foarte, foarte, foarte bogate, au fost niște persoane normale Normale, adică cel puțin de cele mai multe ori, pentru că nu, nou, nu ni se spunea cine sunt persoanele alea, Evident, trebuie să ții o relație cât se poate de profesională, nu poți să te duci să le ceri poze, să zici, hai să facem un videoclip împreună, dați-mi un autograf sau așa. Și atunci, cumva, angajatorii țineau să uh, țină relativ secret cine sunt VIP-urile pe care le aveam acolo cu noi. Și te trezeai random ca aflai cine e persoana aia. După ce vorbeai toată ziua cu ea și era foarte de treabă și le duceai un pahar de apă, un suc, uh, să te la ceea ce deci fie. Le... făceai job de ospătar. Am făcut... Uh, Pool attending, care se ocupă de piscină și bunăstarea persoanelor de la piscină. Le duceam prosopele umede cu esențe, le duceam frozen grapes pe, pe bețișoare, tot felul de chestii, free amenities de astea de lux și prosoape și toate cele. Apoi m-am mutat pe o spătărie, la un moment dat m-am mutat ajutor de barman, am ajuns la final de vară să-mi țin singură barul, am fost singura băr, -băr de acolo, <cute> care nu avea un ajutor, pentru că când am ajuns eu um, pe bar, uh, era relativ final de sezon și normal toate barurile aveau câte două persoane înăuntru un barman și un ajutor. Și pe mine, în trei săptămâni, m-au promovat și nu m-au mai adus pe nimeni. Așa că a fost destul de amuzant să fiu barman pe barul meu acolo. Deci, tu ai discutat toată ziua cu soția celui de la Forbes. Da. Și a fost extraordinar de de treabă, a fost o femeie superbă. Sincer, ți a vorbit foarte mult. Știi când în fața ta este un om care este pentru tine. Un om pe care poți să-l admiri, mm -hmm. are anumite realizări, tot timpul în discuția cu acest om încerci încerc să înveți ceva sau să memorezi poate anumite fraze sau ceva ce ți-a spus. Asta în condițiile în care știi cu cine vorbești. Dar amintește-ți că eu am vorbit toată ziua cu femeia respectivă despre... Mm -hmm. De zi cu zi, că venise cu fata ei care tocmai absolvise liceul și era cu prietenele ei și au venit la o zi normală la piscină. Am vorbit despre fata lor, am vorbit foarte mult cu fata și prietenele ei și am stat la ceea ce au fost foarte drăguțe fetele în sine, dar a fost o discuție absolut normală, colocvială, nu am discutat chestii de business pentru că nu știam cu cine vorbesc. Am aflat ulterior, mi s-a spus, știi, doamna aia cu care te-ai înțeles tu foarte bine, că bine, mi-a lăsat la un moment dat și un cadou după că a zis că eu le-am avut o zi extraordinară cu tine, fetele mele s-au simțit foarte bine și mi-a lăsat ceva și atunci cumva m-am sensizat când m-am dus și le-am spus la prietenii mei că, hei, uite ce mi-a lăsat doamna aia, era, știi la cine ce e doamna? mi-a lăsat un inel, dar era un inel Ce pe fumesc. care a fost cumpărat cumva de la, de la un magazin de, de, pe insulă și... Um, sincer, nu cred că l-am cumpărat, cumpărat în mod special pentru mine. Cred că era, l avea într-o pungă cu mai multe chestii. Și la final mi-a zis că, uite, vreau să-ți dau ceva să-ți amintești de noi. Și mi-a dat un inel. Și... De frumos. <laughs> da, da, da. A fost foarte drăguț din partea ei. Am mai avut o experiență de genul ăsta cu o doamnă care Um, venise să sărbătorească pe mama ei, nu știu, n-am aflat nici în ziua de astăzi cine sunt persoanele alea, ce am aflat în schimb este că sunt extraordinar de bogați în sensul în care um, aveau cazare la apartamentul nostru care se vindea cu 10.000 10 de dolari pe noapte, se vindea mm. apartamentul respectiv și... Um, le-am făcut toată ziua cocktail, am să cu ele la ceea ce... Eu am fost foarte bubbly, așa, de, ca personalitate și vorbesc foarte mult și cred că se vede chestia asta. <laughs> și sunt <laughs> foarte săritoare, în sensul în care, în momentul în care sunt picioare, sunt ca un teterez uman. Și asta am făcut și cu femeile alea. Efectiv, stăteam, vorbeam cu ele, de după bar râdeam și spuneam glume și râd. Uh, la final, mi-au lăsat nota de plată și evident că în industria Horeca foarte frumos este că în momentul în care tu ești într-o conversație cu clientul, nu te te uiți la nota de plată să vezi cât tips ți-a lăsat. Pui nota frumos în buzunar și după vei reveni la notă pentru că ține de bun simț. Uh -huh. Și evident asta am făcut. Și apoi doamnele s-au oprit din conversație, au început să râdă și s-au uitat la mine și au zis că nu s-au uitat la notă. Și zic că nu, nu m-am uitat, vreți să mă uit? Și așa zice, ia uite-te. Și mi-au lăsat, uh, nota lor a fost 600 și ceva de dolari, mi-au lăsat tips 600 și ceva de dolari, mi-au lăsat 100% tips nota wow <laughs> da și l-a impresionat faptul că nici nu te-ai uitat. Da, da, da și l-a impresionat, nu știu sincer, dar a fost, a fost amuzantă situația și cred că o să rămân cu amintirea asta pe toată viața. Adică cumva, știi, am muncit trei joburi, a fost Ce -a super învățat greu? Acea, acea, perioadă? Tu având uh, afacerea ta în România, ai mers să muncești acolo mm, păi, uh, la un job foarte simplu, într-un fel sau altul, adică... Na. Știi cum e? Uh, N-aș numi joburile astea foarte simple Pentru că este simplu o concepție în sens, Simplu în sensul în care tu nu ești Nu, da, știu, uh, nu gestionezi Nu un manageriezi business. Nu conduci Nu ai o poziție ierarhie superioară Față de angajați Și atunci Ai business tău în România Faci asta acolo Și vii în America și lucrezi De exemplu un bartender da, Sau da, 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 da. Te o spătar Ce te-a învățat acea perioadă? O să spun că m-a făcut să pot să înțeleg mai bine diferența asta între ceea ce spui tu acum cu job simplu și antreprenoriat. În general, să fii antreprenor este foarte greu din punct de vedere mental. Este greu din perspectiva faptului că te duci, de exemplu, la muncă la, nu știu, 8 și pleci la 4, dar în secunda în care ai ieșit la 4 pe ușă, te duci acasă și în continuare te gândești, în continuare trimiți mail-uri pentru că e business-ul tău și te interesează. Deci, noaptea visezi tot businessul respectiv. În schimb, când ești la un job normal, odată ce ai ieșit pe ușă, te-ai spălat pe mâini de probleme și problemele sunt a altora și deciziile sunt a lor și dacă cumva se întâmplă ceva greșit, la fel nu este vina ta, tu ești doar executantul din perspectiva asta. Și asta, sincer, cred că e cel mai mare avantaj la a fi doar un angajat. Pe de altă parte, eu am ajuns să apreciez mult, mult, mult mai tare toate joburile de tipul ăsta pentru că mi-am dat seama că, de exemplu, porceasul la mână și în fiecare zi făceam 25 de kilometri și nu exista zi în care să nu fac 25 de kilometri și ajunsez într-un punct în care purtam plasturi de aia de, de spate, știi, pentru dureri, pentru că eram că, foarte multe navete de băutură în fiecare zi și um, ajungeam acasă și simțeam că trebuie să mă forțez să mă duc să fac un duș și să mă culc și cădeam efectiv ca un bobocel și când mă trezeam la 3 dimineața am blestemam toate zilele um, și mi-am dat seama cât de grea e viața pentru unele persoane și că am putut să fac chestia asta, dar... Deci tu, practic, ai vrut să trăiești da, și da. și acest Da, reversul medaliei pentru că mm -hmm. cumva... Ca să înveți să apreciezi mai mult? Sincer, apreciam deja lucrul ăsta, pentru că pe părinții mei m-au crescut cumva uh, să apreciez pe absolut oricine și întotdeauna mm -hmm. am vorbit care la egal, la egal cu oricine, cred că de asta tocmai de asta mi-a și mers așa de bine cu doamnele și domnii ăștia așa fandosiți, cum le spuneau colegii, uh, pentru că, de fapt, pentru mine toți sunt oameni normali, nu contează că ești Obama sau că ești doamna care face curățenie aici și ești un om important și, până la urmă, ori tot respectul și... Uh, na. Cum uh, au ajuns hainele single-dual în L magazinul din New York? Uh, cei de la Flying Solo de două sau trei ori pe an își uh, caută uh, noi colaboratori și trebuie să treci printr-un soi de proces de, de selecție în sensul în care toată lumea submit aplicații și uh, în funcție de părerea lor despre brandul tău, te acceptă sau nu treci prin niște interviuri și ulterior uh, te trimite în magazin ceea ce e interesant e că eu am aplicat pentru magazinul din Paris și ei au zis, uh, știi, cred că New York e un better fit for you și m-au trimis la New York și a fost foarte interesantă ca și chestie și m-am curat atât de tare că am fost în America, că la final când am făcut vacanța, uh, am mers în magazin și cumva în ăla a fost momentul de this is real, this is real, chiar trăiesc chestia asta și ce mi-a plăcut extraordinar de tare la cei de la Flying Solo este faptul că ei au o cameră care se cheamă Capă Room unde trimiți câteva piese speciale pe care le ai uh, din colecție și vin stiliști de oriunde din America sau din New York sau whatever, poți să fie nici măcar să nu fie uh, americani. și poți să-ți ia efectiv hainele, să le pună pentru un editorial fashion și să apare în orice revistă, poți să ia respectiva haină să îmbrace pe Beyoncé sau mm -hmm. chestii de genul ăsta. Chiar uh, ne povesteau ăștia că au avut un caz de genul ăsta cu Nicki Minaj sau cu Cardi B, nu mai știu exact tot pe acolo mm -hmm. <laughs> și... Era tipa îmbrăcată cu ceva haină de la Flying Solo, de la un artist din Ucraina și a, tipa a fost într-un scandal, nu știu, cu mașina, ceva, nu știu, cu băutură, whatever. Ideea e că toate tabloidele a doua zi, Nick Minaj sau Cardi B, mă rog, cine era... Uh, Poze peste tot. Ce s-a întâmplat cu businessul respectiv a bubuit. Efectiv, peste noapte au început să primească comenzi, de nu au reușit să le mai ducă, au trebuit să-și închidă magazinul pentru două săptămâni să facă restructurări, pentru că efectiv a explodat. Și bine, din ca, pentru mine nu s-a întâmplat chestia asta chiar la nivelul ăla, dar. Dar se a, poate întâmpla. Hainele să... încă se vând acolo. S-au vândut până acum trei săptămâni. S-a încheiat contractul. Ei uh -huh. fac contracte pe o anumită perioadă și, cumva, eu în momentul de față încă mai aștept niște editoriale de la ei, cumva colaborarea încă merge la nivelul ăsta cu, cu soroadelor. Um, din rum am ieșit cu 16 editoriale fashion, în sensul în care am apărut în X reviste, în X, uh, cum să zic, uh, articole de, de revistă și de ziar și au fost portate de, nu știu exact câte persoane la evenimente uh, mondene. Deci cumva, Dar după aia vei primi un raport în care ți va fi clar ce da, a fost, Eu am, a apărut, pentru că scopul este ca tu să ți promovezi brandul și da, atunci ar trebui să vânezi acele mie fotografii. Mie mi apare pe platforma lor în momentul mm -hmm. de față, îmi spune, hei, uite, ai X persoană Ți-au luat haina aia în ziua aia. Uh -huh. Eu după, la un moment dat, mă trezesc câte un mail și mă simt de parcă e beculeț de Crăciun cumva, știi? Apare mailul ăla și zic, vai, ia uite, au um, mai apărut niște poze. <laughs> și îmi spune, hei, uite, uh, poza ta a apărut în revista X cu atâtea poze, uite pozele, poți să le folosești. Uh, și te bucur, pentru că, uite, de exemplu, ce mi s-a întâmplat zilele trecute a fost foarte interesant, că am apărut într-o revistă care uh, discutat despre, cumva, bărbatul și noua, noul tip de vestimentație a bărbatului și cum acum au permisiunea de a se exprima liber și a se îmbrăca și ei mai feminin la rândul lor, dacă pot, și, cumva, emanciparea bărbatului în sensul ăsta. Și uh, una din jachetele mele a ajuns pe un model masculin și poza arată absolut grozav, dar a fost un lucru șocant pentru mine în momentul ăla. Eram ok, am spart o nouă barieră, hainele single dual au început să fie portate și de bărbați acum, adică cumva a fost foarte interesant. Ce tare! Ziceai că hainele se vând în New York, în acel magazin. Cum ți-au mers vânzările? Ai zis că colaborarea curând se încheie. Uh, vânzările au mers, mers destul de ok. Nu, nu pot să mă plâng de, de lucrurile alea. În schimb, uh, pentru noi a fost un pic greu, pentru că suntem din România și a trebuit să plătim taxe foarte, foarte mari când au intrat efectiv în America hainele, mm -hmm. plus taxele de transport, plus, evident, chiria de acolo și așa. Cumva. Um, Again, nu te aștepți neapărat să te îmbogățești din treaba aia. Pentru mine a fost o chestie de palmarez, pentru mine a fost uh, dovada faptului că se poate, dovada faptului că um, imaginea single dual în sfârșit cumva știa, a călătorit peste mări și țări, ceea ce îmi și doresc să dovedesc că se poate, pentru că eu sunt destul de tânără, știi? Și oamenii sunt un pic șocați când le spun chestiile astea, că într-un an de zile am făcut lucrurile astea și pentru mine va însemna chestia asta, colaborarea pe care am avut-o, nu va avea relevanță pe faptul că am făcut bani sau n-am făcut sau câți am făcut sau câte vânzări am avut și va avea relevanță pentru mine pentru că e un achievement pe care eu mi l-am propus și am reușit și sper că și alții vor crede că pot să realizeze chestiile alea. Dar da, am vândut. <laughs> în același timp, sunt antreprenori care tot timpul calculează și raportează totul doar la cifre. În momentul în care, din ceea ce spui tu, investiția ta de a ajunge în acel magazin a fost inclusiv și o investiție în, în brandul tău. Da. Uh, nu, nu știu exact dacă ți-ai întors toți banii sau nu, s-au vândut toate hanele sau nu, dar. Uh, uh, în momentul în care există alți antreprenori care calculează totul strict pe cifre, orice investiție în promovare, orice asta? pas, orice proiect îl analizează strict pe cifre și dacă îi va aduce, deci dacă măcar îi se va întoarce investiția sau dacă măcar va avea un profit. Uh, chesti... Cum te raportezi la această chestie? Chestie că și eu fac chestia asta. Um, e normal și este de cumva, cum spuneam, legile antreprenoriatului, este normal să calculezi absolut fiecare mișcare pe care o faci, la nivel de investiție financiară și returnul pe care o să-l ai de la respectiva uh -huh. mișcare pe care urmează să o faci. Acum, ideea este că ceea ce eu fac un pic diferit față de o parte din antreprenori este faptul că pentru mine business-ul ăsta nu este doar o afacere care să producă bani, este o afacere care în același timp are și un scop în spate sentimental și cumva eu și văd social social, social urmă exact an. eu cumva o văd în un soi de între a face un lucru bun pentru societate și pentru planetă și încerc cumva să mă duc în zona asta și vreau să fac și niște workshop-uri cu oamenii și bla, bla bla cumva vreau să să merg pe zona de educație și așa dar dacă pot să fac și niște bani din chestia asta foarte bine, știi? Și cumva deciziile pe care le iau legate de bani că ok, îmi asum, poate că o chestie nu v produce Extraordinar de mulți bani acum, sau că nu mă, mă voi îmbogăți peste noapte, nu fac decizia X, dar îmi asum faptul că primesc altceva, ceva, voi câștiga ceva legat de palmarez, palma, voi câștiga ceva la nivel de uh, îmbogățirea businessului, la nivel de cultură, sau voi face o colaborare frumoasă, sau voi învăța pe cineva ceva, oamenii vor avea ceva de câștigat din treaba asta. Pe de altă parte, eu mai gândesc și altfel lucrurile pe care eu acum le sădesc în sensul în care micii pași pe care îi fac și poate nu mi-aduc extraordinar de mulți bani în secunda asta, ei la un moment dat se vor transforma în acei copaci de care spuneam cu lor. Eu încerc acum brandul single dual să îl aduc în fața oamenilor, să-i fac să înțeleagă conceptul, să-l aprecieze, să cumpere, evident, că până la urmă și ăsta este scopul principal, dar în general vreau să cresc brandul ăsta, ca pe un copil, știi, și la un moment dat el singur va pleca în lume să facă bani sau să facă o profesie sau așa, în sensul în care, um, odată ce brandul va evolua foarte tare, eu pot să-l scalez, în sensul în care pot să deschid magazine în România, pot să deschid magazine zile peste hotare, îmi doresc foarte mult să mă extind și în alte țări. Dar asta nu înseamnă că trebuie să o fac peste noapte și asta nu înseamnă că trebuie să o fac cu orice preț și nu trebuie să. Să merg în mentalitatea omului de afaceri Care face orice decizie doar pentru bani Pentru că business-ul ăsta nu este doar despre bani uh, Momentan există foarte mulți designeri vestimentari Owner de branduri, de haine Care uh, sunt foarte bine mersi doar cu magazine online uh -huh. Hanele nu sunt de găsit în format fizic Nu poți merge într-un magazin să probezi Sau poate există un singur magazin în ce tapore ești? Susții magazinele, adică vrei să fii în magazine online sau vrei să fii în magazine fizice? E e cu da și nu, e cu poate și poate nu. E a, în felul următor. Noi a, am pornit la drum cu ideea că o să vindem online. Ulterior am câștigat acel premiu la Romanian Creative Week și ne-a permis să stăm în mall câteva luni și ulterior am mai și prelungit contractul pentru câteva luni. Ce nu ne-a ajutat pe noi a fost un pic poziția, pentru că noi eram undeva sub scări și nu ajungeai la noi decât dacă veneai țintit spre mm -hmm. noi. Și noi încă n-am ajuns la nivelul ăla în care tot iașul să știe cine este Single Dual și toată lumea să vină special targetat spre noi. Suntem itiating, ne dorim foarte mult să ajungem în punctul ăla, dar nu e momentul nostru. Poate dacă aveam locația un pic mai bună în mall, ar fi mers lucrurile un pic diferit. Dar am renunțat la acea locație din perspectiva asta și ne dorim poate să deschidem un magazin fizic, dar nu neapărat în mall în palace unde l-am avut. Acum vinem doar online ce mi-aș dori foarte mult este odată să pot să deschid un magazin fizic, să mă simt pregătită să deschid un magazin fizic care să funcționeze pentru că, again, și acolo există destul de multe costuri și am analizat return la el și momentan cred că suntem așa, avem alte planuri pe care trebuie să le facem să creștem și apoi când ne simțim pregătiți vrem să, să dăm un buf național, ca să spun așa. Uh, dar mi-aș mi dori să deschid magazine și mi-aș dori să mă extind un pic pe pla platformă, pe partea de online uh, și abroad. Efectiv, mi-aș dori să mă extind pe Marea Britanie și pe Germania, în sensul în care acum am fost și la târgul ăsta de îmbrăcăminte business-to-business, business, în sensul în care oamenii pot să cumpere hainele noastre. Să Cum le a fost această experiență, apropo? Uh, Cum ai ajuns acolo? De ce ai selectat această participare? În, în ai puține cuvinte opunere? chiar a fost o experiență în sensul în care uh, pentru mine a fost o... Aici ne referim la o, Pure London Pure London, da. Uh -huh. Pure London este un, unul dintre cele mai mari tărguri de haine europene și prin urmare a fost uh, ținut în Olympia London care este o sală de evenimente absolut gigantică când vezi cu ochii și... Uh, pentru mine a fost o experiență să, să merg acolo, am fost cu o, cu o grămadă de alte branduri românești. Nisa a fost acolo, Hamza, Monarch, Simona Span. Efectiv, au fost foarte multe branduri și nume de renume pe care cumva m-am simțit recunoscătoare să fiu alături de ei acolo. Pentru mine a fost iarăși o provocare și foarte interesant să aranjăm efectiv standul, pentru că a fost 15 metri de aranjat și mă rog în sine, logistica a fost o provocare care mie mi-a plăcut și m-am învățat, am învățat să fac un lucru nou. Oamenii au fost foarte interesanți. La un moment dat mă simțeam, știi cum e la teleshopping când vine tipul ăla și spune, uite cum taie cuțitul ăsta și taie prin hârtie și apoi taie printr-o cutie și apoi taie printr-o piatră. Cam așa m-am simțit și eu cu hainele mele. Efectiv, eram Po povestitorul care spunea veniți, veniți și vedeți ce fac hainele noastre. Și oamenii chiar se adunau. Oamenii se adunau, efectiv, la un moment dat aveam câte 3-4 oameni care se opreau din drum și se uitau așa cum le explic eu la alții că uite că e deschis fermoarul ăsta de aici și jacheta asta, practic partea de jos se transformă într-o geantă și nu-ți place de ea în formă de geantă să știi că unii se duc la aeroport și folosesc un hack foarte interesant și îl umplu cu hainele care au trecut de limita de greutate la aeroport și închid asta și devine o pernă. Mm -hmm. Și oamenii erau, cum adică devin de o pernă? Păi uite așa că pui peretele înăuntru și se mai închide din fermoarul ăsta și ești din satina, așa, adică foarte mișto și oamenii erau, wow, ce tare! Pe de altă parte, acum nu pot să-mi spun cât de bune sau nebune au fost, nebune, au fost rezultatele în sensul în care, de obicei, pentru ca business to business să fac efectiv comenzi, de obicei durează o perioadă noi abia am fost recent la el suntem în niște discuții despre niște comenzi dar nu îs, îs concretizate încă, în schimb am avut și foarte multe colaborări interesante, adică au fost um, câteva doamne stilist care au venit și au spus că hei, eu sunt stilist pentru niște persoane celebre și vor ceva tot timpul, ceva mai altceva și mi-ar place să colaborăm um, am ar trebui să apară, apară în uh, ediția din 1 martie de la, de la o revistă din Anglia, un interviu. Uh, trebuie să vorbesc cu un domn care face o emisiune în Anglia, ceva Royal Lifestyle, nu știu cum, și m am invitat la fel la un interviu, deci cumva oamenii au perceput bine ideea, conceptul. Unde crezi că este perceput mai bine brandul tău, în România sau în afara țării? Reieșind din experiențele pe care le-ai avut. Um, cred că are potențial un pic mai mare în afară, n-am să te min, pentru că nu e că oamenii din aici nu ar înțelege conceptul, doar că eu încerc să fac un anumit lucru și vreau să fiu true to myself și gen să rămân la chestia asta, ar putea să încerc să fac hainele uh, în China în secunda asta și să scad foarte tare calitatea la materiale și la accesoriile pe care le folosesc și uh, să vând hainele mai ieftin ca oamenii să poată să le cumpere. Pentru că asta e o barieră pentru români. Din păcate, salariile noastre nu sunt suficient de mari și nu toată lumea își permite hainele mele. Mi-aș dori foarte tare să pot să scad chestia asta. Hai dar... să vorbim un pic și despre prețurile hainelor tale ca să... स्ट्रेप ce prețuri e vorba. Hai să dăm niște exemple. De exemplu, tu astăzi porți această geacă cu fustă care poate fi transformată într-un trench, de exemple. Da, ăsta este cel mai complex produs pe care îl avem și cel mai scump din perspectiva asta. Într-adevăr, el este 1200 de lei, dar hainele pornesc de la uh, 250 de lei. Adică cumva... E, 1200, 1200 de lei este ceea ce porți tu astăzi? Bine, eu port în momentul de față două piese, să ne înțelegem. Okay. că Eu am o curea și o jachetă, dar ea de fapt vine cu o fustă Separată care se atașează și practic ai ca o rochie, ca un trench. Atunci hai să ne gândim. Deci, 1200 de lei, deci e un pic mai mult de 200 de euro. Da. Dar tu cumperi fustă. fustă, jachetă, cheta, curea, ea poate fi portată ca rochie sau ca trench și în același timp jacheta poate fi portată în două mărimi. Deci, practic ai 5 6 țin... Păi atunci nu este scump, nu pentru că este Dacă scump. o împărțim pe 1200 de lei la 5 piese. Așa e. Avem niște prețuri foarte Plus că, fix ce spuneam, că folosesc, folosesc material de calitate și accesorii de calitate și tot ce pui tu acolo, croială și așa mai departe. Așa e, așa e și fix este asta. Faptul că ele sunt făcute să fie durabile, în sensul în care mm -hmm. eu îți spun, hei, dacă te plictisi de ele peste trei ani, nu că nu le mai poți purta, dacă te plictisi de ele peste trei ani, poți să mm -hmm. le trimiți înapoi, ele sunt de calitate și sunt menite să fie durabile și să le poți purta de x, x, ori, practic, e o investiție. Când îți cumperi o haină de la Single Dual, este cu tot o investiție și este cât se poate de smart. Dar de ce, crezi, eu... de ce crezi că pentru unii oameni acesta este un preț ridicat? Sau este un preț prea mare? Cum simți tu acest lucru? Știi cum e? Eu, într-un fel sau altul, îi înțeleg. Pe toți. Eu aș vrea să încerc să înțel fac să înțeleagă conceptul ăsta și cum, felul în care ai pus tu problema și cum o pun și eu, face foarte mult sens. Pe de altă parte, gândește-te când nu ai un salar care să-ți permită chestia asta, indiferent că e investiție sau nu e investiție, s-ar putea să nu poți să-ți-l iei în momentul respectiv. Și cred că asta se întâmplă de multe ori în România și ar dori. Mi s-a întâmplat, de exemplu, să vină Doamne în magazin și să spună, vai ce frumoasă e rochea asta, o vreau cât este. Prețul este 500 de lei, cam scump. O să vin, poate, luna viitoare să-mi iau, trebuie să-mi pun niște bani deoparte. Adică, mm. cumva, oamenii poate și-ar dori să aibă acces la hainele astea, dar poate au alte priorități și înțeleg absolut perfect. Sau poate mai e nevoie să-i din ce în ce mai mult publicul tău. Și asta îți dai seama că sunt. Să fii per... prezentă și în campanie aici. în Sunt. România. Foarte multe persoane care, odată ce aud despre concept și uh, înțeleg conceptul și le spun prețul, spun, păi dar nu e scump. E, primești exact ce trebuie. Exact, exact. Uh, dar asta e după ce înțelegi conceptul mm -hmm. și după ce înțelegi ideea și că este o investiție că și că e un produs extra de calitate și că, de fapt, primești mai multe lucruri acolo, nu e un singur lucru. Dar ca eu să pot să ajung la toți oamenii aceia care... Poți să înțeleagă chestia asta cu conceptul și să, să spună, da, vreau să cumpăr. E un pic greluț momentan. Încerc să mă extind cât de repede, dar cum Eu... te raportezi la colaborările cu influencerii? Că știi că în industria modei, influencerii chiar generează vânzări foarte bune. Uh -huh, uh -huh. Um... Am lucrat cu cu influenceri, influencer, nu pot să spun că am avut niște uh, colaborări de foarte lungă durată. Uh, am lucrat cu Cristina Horezi, am avut am trimis câteva produse în țară la niște influenceri. Am avut, am avut pe voi la lansare, mm -hmm. invitați pur și simplu să veniți, să vedeți ce s-a întâmplat acolo și m-am bucurat foarte tare că și voi, la rând vostru, m-ați ajutat cu niște videoclipuri și lucrurile au fost destul de ok. Acum, sincer să spun, eu nu m-am axat foarte mult pe social media, mai ales când am fost plecat în afară. Mm -hmm. De o perioadă, în schimb, încerc că foarte tare să, să încerc să mă dezvolt pe social media ca să pot să ajung la o platformă cât mai mare de oameni și să pot să expun mai mult despre acest concept și tocmai de asta cumva am pus în tolba mea cu surprize niște mici colaborări, un mic proiect în spate și uh, legate colaborările astea cumva... Nu știu dacă mă îndrept foarte mult spre colaborarea clasică cu influencer, hei, uite, facem un video despre, ci mă duc un pic spre o colaborare de tipul eu care sunt un artist sau profesionist sau un antreprenor într-un domeniu, mă aliez cu altcineva care face același lucru și cumva ne scărpionăm unul pe altul pe spate, știi ce spun? Mm. Și cumva um, ajungem, ajungem să educăm Două tipuri de comunități diferite, ne și ajutăm, ne și împrietenim, ne și susținem unul pe altul, facem și să iasă ceva frumos din toată treaba aia, creem efectiv, creem ceva care să rămână și, um, again. Nu vreau să spun prea multe. Încerc să-ți spun fără să-ți dau spoilere, pentru okay. că nu vreau să, să ruinez surpriza, dar uh, lucrurile astea ar trebui să se afle în următoarea o lună, două, să vedeți măcar două lucruri foarte interesante din partea noastră. Despre forța promovării în spațiul online, ce părere ai? Um, din punctul meu de vedere. Crezi că este o forță sau crezi că. Nu neapărat. Cred că este o mega forță în sensul în care noi în momentul de față trăim într-o într lume în care informația circulă cel mai repede din totdeauna până acum și chestia asta este un lucru extraordinar de scary dar în același timp este extraordinar de bun. Acum tu ai o putere, ai puterea informației ce faci cu ea, despre asta este vorba și um, pot să spun că mi-a fost destul de greu, știi, să mă, să mă arunc în lumea asta de social media, de promovare online, pentru că eu în momentul de față eu nu mai am un cont personal de Instagram, n-am mai postat de un an jumate de pe contul meu personal de Facebook, deci cumva la nivel de împrăștie informații despre mine și postez story-uri și chestii de genul ăsta, deja pierduse în partea asta din mine cumva, pentru că voiam să fiu o persoană decât cu intimitatea mea și ulterior, ulterior mi-am dat seama că mi-am pierdut un skill foarte, foarte important pentru că ajunsesem să vreau să postez un reel și nu știam cum se postează un reel. Efectiv nu știam unde trebuie să apăs. Mă simțeam ca, o persoană de nu știu, un bătrânel care spune Ma, tai că unde, unde trebuie să apăs ca să sun pe telefonul ăsta? Și cam așa m-am simțit și eu în momentul ăla. Și am zis că hop, stai că pierd un skill foarte important care în lumea asta... Și gratuit, apropo. Și gratuit, care în lumea asta este... Acum valorează foarte, foarte tare să poți să știi online. Și atunci, cumva, mi-am deschis foarte multe orizonturi. am ieșit foarte mult din zona mea de confort. Am învățat să lucrez în design grafic. Eu mi-am făcut majoritatea lucrurilor care țin de design grafic, îmi fac singură, nu știu, voucherele, bannerele, toate chestiile editate și așa. Și a fost traiele în eror evident și am muncit foarte multe ore, <laughs> foarte multe tutoriale pe YouTube. În același timp tot eu îmi țin tot ce înseamnă pagină de social media pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, dacă Acum, dacă încerci să contactezi single, dual, indiferent cum încerci să-l contactezi, că îmi dai un mail, că îmi dai un telefon, sau că mă cauți pe Facebook, Instagram sau TikTok, eu sunt acolo și răspund. Știi, nu am pe nimeni care să facă chestia asta și mi-aș dori să mă extind un pic și să pot să deleg chestia asta în alte părți, dar momentan sunt un one-woman show pentru toate chestiile, de la achiziții, producție, design, social media, administrator... Am un contabil în schimb Momentan, da, de fapt cam toate afacerile începe așa Antreprenorul mm -hmm. este cel care își asumă foarte multe roluri da. în uh, compania sa Însă, în momentul în care te extinzi, clar, înțelegi că ai nevoie de o echipă pentru că nu poți să le faci tu singură pe, pe toate și să iasă la fel de bine. Sunt absolut sigură că am nevoie de o echipă. Uh, Mi-aș dori, sincer, să îmi să fac o echipă. Acum, momentan, nu știu dacă e, e momentul pentru mine să mai angajez niște persoane. Prefer să mai investesc niște bani în uh, niște colaborări. Momentan încă o duc singurică, dar... Uh, dacă cineva de acasă vrea să se intre în echipa mea. sincer, așa m-a și contactat persoana cu care urmează să fac colaborarea. Cumva a venit cu ideea că, hei, ești un brand foarte fain de haine, îmi place foarte mult gen ce faceți voi și hai să colaborăm cumva. Și cum facem niște chestii foarte drăguțe împreună. Chiar nu pot să spun, mi-aș <laughs> foarte tare, sincer. Ce nu știu oamenii despre tine? Nu știu ce, nu știu oamenii despre mine. Păi am fost chestia asta cu greutatea mea, care este o chestie un pic ciudățică, pe care nu toată lumea trece prin ea. Uh, poate nu știu că sunt căsătorită. La 24 de ani sunt căsătorită de 3 ani. Mm -hmm. uh, deci te la 21. Da. Am, uh, am fost într-o ligă studențească. În sensul în care, uh, imediat după liceu, de fapt, în timpul liceului, liceului am uh, intrat în Liga Studenților Economiști, ceea ce a fost foarte interesant pentru că ei, teoretic, uh, nu au voie să aibă elevi în ligă. Și atunci, uh, cumva, m-am pretinit foarte tare cu ei și mi-au văzut cred că. Nu aș spune potențial, că nu vreau să mă laud, nu-mi place chestia asta, dar în orice caz am văzut ei ceva acolo. Și... Am văzut că au, ai multă, multă, multă energie. Da, posibil, foarte. Mulțumesc pentru... <laughs> o... uh, și am fost la ședința lor de adunare generală și erau 200 de oameni care literalmente au votat, ca să, schimbe, să, au votat să schimbe regulamentul de ordine interioară ca eu, elev, să pot să intru în Liga Studenților Economiști. Și așa am devenit prima elevă a Ligii Studenților Economiști. Deci, ăsta a fost pentru tine un exemplu că regulile uneori pot fi. <laughs> pot fi sparte. Bine, da, da, că nu a fost încălcată, a fost o regulă schimbată pentru că, poate, nu știu, știi, nu știu dacă e evoluție chestia asta într-un fel sau altul, mi se pare de bun augur dacă vezi pe cineva care e entuziasmat să facă chestii bune pentru că noi, fiind voluntariat acolo, noi în ligă făceam voluntariat, făceam tot felul de evenimente, făceam tot felul de um, seri și um, s-au făcut tot felul de workshop-uri, discuții și noi, ca și ligă, ajutăm facultatea să-și desfășoare la rândul lor toate Evenimentele pe care le fac și eu. Dacă cumva am vrut să intru în liga aia, înseamnă că și eu, la rândul meu, am vrut să fac ceva bun, știi? Și uh, mi se pare că nu trebuie să refuzi neapărat uh, ajutorul cuiva când, când vine. Și cred că ei au înțeles chestia asta. Care sunt valorile tale și ce crezi că îți dă foarte multă energie și forță? E atât de greu la bac. Uh, sincer, ca și valoare pentru mine. Eu întotdeauna îmi doresc să fiu true to myself, știi? Nu vreau să fac cumva concesii pentru a ajunge la niște rezultate care pentru mine nu au valoare sentimentală. Pentru mine totul cumva pornește de la faptul că eu vreau să fac ceva în viață, vreau să lăs ceva în spate pentru mine, pentru copiii mei, pentru din generațiile care vor veni și atunci cumva tot ce fac, mă ghidez după chestia asta. Încerc să fiu sustenabilă în viață, încerc să fiu... Sociabilă, să fiu sinceră, încerc să ajut oamenii pe cât posibil se poate. Um, și mai mai întreba ceva, ce valori am și. Ce valoare ai și de unde îți găsești inspirația așa, și forța. Cu inspirația și forța. Aici se întâmplă un lucru foarte interesant că din când în când, ca și antreprenor, uh, ai momente de suișuri și coborâșuri și de multe ori, mai ales partea asta ce vorbeam noi de chestii financiare, administrative mm -hmm. și așa, de multe ori uh, na, ca și antreprenor de obicei te, te confrunți cu problemele de acolo și sunt momente în care parcă îmi vine să renunț așa, să-mi iau o tolba cu lucruri <laughs> și să stai eu la plimbare, știi? Și... Apoi vine câte o colaborare, vine câte o ședință foto, vine câte o idee de un produs nou, vine câte o, nu știu, o comandă foarte interesantă sau pur și simplu un videoclip pe care îl filmez cu o persoană sau uite cum e acest podcast pe care îl facem noi doi, care noi două, scuze-mă, <laughs> care efectiv mă încarcă foarte tare cu energie plec de aici cel mai probabil cu... O energie grozavă cu hai să facem chestia astăzi, hai de, să... de fiecare dată când simți că, uite, vreau să renunț, apare o minune, apare un miracol și înțelegi că nu, nu e timpul. Da, bine, nici măcar nu e o minune, nu e sunt niște lucruri normale de zi cu zi, dar. sau sunt niște colaborări foarte frumoase. Sunt. Da, într-adevăr, pentru mine funcționează ca niște mici minuni, dar. Um, cred că uneori. Uh, trebuie să învăț să văd aceste mici minuni în toate lucrurile simple de zi cu zi, pentru că simplu fapt că mă pot trezi dimineața și pot să-mi beau cafeaua și pot să mă duc la muncă, simplu fapt că pot să fac lucrurile astea, deja sunt o binecuvântare în sine. Și atunci cumva, cred că primul lucru pe care ar trebui să-l fac este să-mi schimb mindset-ul, să mă trezesc dimineața și să spun ok, am deschis ochii. Okay. Sunt Astăzi trebuie să fiu incredibilă, pentru că am reușit să deschid ochii și am reușit să fac niște chestii foarte basic. Trebuie să pot să fiu capabilă să fac și niște lucruri mărețe. Ceea ce spui tu este despre recunoștință și despre da. a aprecia ceea ce ai în jur. Cât de mult crezi că ne ajută foarte mult, inclusiv. Pe tine, ca antreprenor, cât de mult te ajută starea ta interioară ca să fii una echilibrată, să trăiești în recunoștință. Pentru că sunt, din punctul meu de vedere, câteva tipuri de antreprenori. Unii sunt foarte pozitivi, încearcă să găsească soluții mereu, au și ei momente proaste, dar încearcă să găsească soluții, sunt recunoscători și trăiesc pe zona asta de. totul va fi bine. Și sunt alți antreprenori care sunt anxioși. Tot timpul se plâng pe ceva că nu, că le merge prost, că, nu, că nu, nu e bine, că merg prost vânzările, că clienții nu sunt așa, că cineva invidiază, că concurenții, că nu știu ce. Cum să-i tu, tu din ce tabără ești și uh, ce crezi că funcționează mai bine pentru afacere? Bine, pentru mine e foarte amuzant că eu sunt soi de distrusă o camilă. <laughs> Cum e? Să-mi explici, te rog, acest termen. Struță o camila? Da. <laughs> Asta mă amintește de, de o doamnă pe care o fost angajată de a părinților mei la un moment mm -hmm. dat. Eram micuțe. Eram foarte mică și nu știam cuvântul perjă. Nu știu dacă știi cuvântul perjă care înseamnă prună. Prună, da, știu, pruna, știu, eu, da, okay, știu. Și ea din când în când mai spunea perjă, Perje. Și se întrebam, de ce înseamnă chestia asta? Da, eu sunt din Republica Moldova, știu toți, toate aceste e, Eu nu știam. <laughs> Și ea începea și îmi spunea. Perja este un animal cu două picioare și trei mâini și nu știu Vă ce... și tot timpul îmi schimba povestea asta și tot timpul încercam eu să-mi dau seama ce perja asta, dar niciodată nu mi-a spus. și bruna. toată lumea, care, da, și toată lumea care era în jurul nostru în perioada aia știa de acest mic joculeț al nostru. Băi, și nimeni n-a vrut să-mi spună. Mm -hmm. Și la vârsta respectivă internetul nu era neapărat a thing, știi? Și... Uh, nu m-a dus capul să-l caut pe internet și cam așa mă gândesc eu acum acolo, struțocamila ta ce-i Camila Băi, struțocamila e o treabă uh, eu sunt soi de amalgam, un mix foarte foarte ciudat dintre lucrurile astea mă vezi că sunt foarte bablica și personalitate și sunt o persoană pozitivă în viață în sensul în care uh, eu cred foarte mult în oameni, cred foarte mult în karma, cred foarte mult în lucrurile bune pe care trebuie să le faci, sunt pozitivă în sensul în care uh, tot timpul am idei grozave și gen mărețe despre cum să facem lucruri bune și cu oameni buni și să... îmi place să mă cu energia asta pozitivă. Pe de altă parte, sunt cea mai negativistă persoană pe care o știu. Efectiv, mm -hmm. sunt o persoană extraordinar de anxioasă. Gen, când ajung eu acasă în colțulețul meu, um, noaptea visez chestii. Deci eu când mă culc, la mine se învârt niște rotițe și încep să procesez ce am de făcut a doua zi și la un moment dat mă trezesc după o oră jumate că eu de fapt pun mâna pe telefon și notez chestii în notițe că am de făcut mâine și am uitat de niște chestii și sunt foarte stresată de sine ca și persoană, sunt foarte anxioasă. Deci nu te pui pe pauză nici măcar când dorm. Nu, no, <gătătă> niciodată, niciodată. La mine e, e un ran continuu, Dar crezi că în afaceri funcționează într-un fel sau altul? Sau ajută faptul că mereu îți faci griji, că ești anxios, că mereu ești concentrat pe ce e de făcut? Nu, evident că nu. Dar și nu și la mine nu e numai în afaceri, e și acasă. Numai că cumva eu, eu am evoluat foarte mult din perspectiva asta. Am fost întotdeauna o persoană un pic pesimistă, poate și pe baza lucrurilor care mi s-au întâmplat când era mică cu greutatea și așa. Am fost o persoană foarte neîncrezătoare în mine, o persoană foarte anxioasă și cu frică de Orice și oricine și orice este nou în viața mea și cumva au trebuit să trec peste provocările astea și eu sunt o persoană care citește foarte mult, îmi place să citesc, l-am dat, citeam și câte patru cărți pe lună, mai ascult și cărți audio, foarte multe cărți pe care nu le am valabile în România sau nu apuc să mi le cumpăr, mi le dau la des direct în engleză și le citesc, mm -hmm. știi și... Chestia s-a măștat foarte tare că, gen, am învățat engleză mult mai bine și când am ajuns în America, lumea mă întrebat dacă se americană, uh, Dar în orice caz... Lucru care nu i-a răspândit, apropo. Da. De regulă, accentul se simte din primă. Da, da, da. Bine, aveam un pic de accent, dar știi cum e, și americanii au atât de multe zone cu accente diferite. Uh, în orice caz. Ideea este că m-am dezvoltat foarte tare cu ajutorul cărților. Pentru mine, când eram neapărat când eram în liceu, de exemplu, sau așa, eram ca orice copil. Bă, nu-mi place să citesc ce mi se dă la școală. În schimb, când ajungeam acasă, cărțile de dezvoltare personală pentru mine au fost foarte, foarte importante. Cărțile legate de sănătatea corpului, pentru că, zai seama, încercând să slăbesc, tot timpul căutam gen ce e bine pentru corpul tău. Mi-a plăcut foarte mult cartea Puterea Creierului, scrisă de Dr. Eamon, care aparent este și uh, doctor pentru Miley Cyrus, Justin Bieber și o grămadă, o grămadă, o grămadă de vedete. În care cumva îți explică despre cum trebuie să ai grijă de tine ca și persoană și creierul tău și trebuie să-l faci pe el să fie cel mai puternic ca tu al tău, pentru că dacă tu în sine, nu ești o persoană sănătoasă și fericită și cu un creier sănătos, nu ai cum să-i ajuți nici pe cei din jurul tău. Mm -hmm. Și atunci, cumva, te transformă pe tine într-un războinic al creierului, cum spune el. Și atunci spune că dacă tu îți iubești aproape de tu trebuie să fii cea mai bună varianta ta. Și cumva, toate cărțile astea m-au ajutat să evoluez foarte tare. Dar, cumva, în spate, acolo, mai există niște chestii. La un moment dat, am dus la un psiholog, pentru că mie mi se pare foarte importantă chestia asta cu psihologul. Nu, nu mi se pare că ești nebun când te duci la psiholog. Mi se pare că. Te ajută să te descoperi mai tare pe tine, mi se pare că te ajută să evoluezi cu niște chestii, poate să dă niște răspunsuri pe care de cele mai multe ori ți le dai tu, că știi că psiholog vorbește cu tine, dar de fapt ai impresia că vorbești mai tu cu tine singur și te forțează să descoperi niște chestii. Și m-am dus la doamna psiholog și am început să povestesc și o oră jumate zic, asta este ceea ce simt, asta este ce trăiesc, astea sunt simptomele mele, știu că ar trebui să fac X, Y, Z, am citit în cartea aia că chestia asta se întâmplă oamenilor ăstora, băi, ce deci efectiv am vorbit o oră jumătate și la un moment dat doamna se uite așa la mine și spune... <laughs> deci, tu ai venit la mine, mi-ai povestit toate traumele tale, știi de unde vin traumele, știi, știi ce lucruri ți-au provocat, știi care sunt simptomele tale, știi cum ar trebui să tratezi simptomele respective și, și, și cu mine, de ce ai venit aici? <laughs> și am zis că, sincer, um, probabil ca să ventilez chestia asta, să vorbesc cu dumneavoastră și cred că căutam un soi de aprobare, că mi-am descoperit problema și că asta este ceea ce trebuie să fac, asta e direcția pe care trebuie să o iau, pentru că na, nu sunt psiholog, nu am învățat lucrurile astea, am citit niște cărți și atunci nu știam sigur dacă ceea ce am învățat și am înțeles, am înțeles cum trebuie, știi? Și am învățat niște lucruri și acolo la psiholog. Am învățat că copilul interior este foarte important și că trebuie să ne iubim foarte tare pe noi. Da, și tu în perioada copilăriei na, ai avut uh, câteva. Da. situații și atunci e clar că ai fost afectată. Da, da, pe pe asta, asta a fost cel mai interesant lucru care s-a întâmplat. Mi-a spus că i-am spus, spus psihologului, zic domnule, sincer, sincer uh, sunt foarte ipocrită. Din ce perspectivă? În sensul în care am o viață absolut extraordinară. Am doi părinți care mă iubesc Grozav de tare. Am un soț minunat. Locuim împreună, nu-mi fac griji de ziua de mâine legată de bani. Uh, am un business pe care îl fac. Fac ceva cu, cu însemnătate. Nu fac un business de draguleli. Fac ceva pe care îmi creează și mie recunoștință. Da, și, și te mândrești că poți să exact, faci asta. Exact, exact, exact. exact. Și uh, cumva, știi, enumerând așa, spuneam, de, eu nu -am, am, nu există nimic în viața mea care să mă facă să fiu tristă. Cu toate astea am momente. Uite, că... ai punctat foarte bine chestia asta. Mulți din noi au o viață echilibrată. Și, practic, e regulă totul în viața lor, dar totuna găsesc uh, pe ce să se plângă, tot una găsesc momente să fie triș, tot una găsesc momente așa mai uh, depresive. De ce crezi că se întâmplă asta? Pentru că, în loc Cu... să fii recunoscător și să apreciezi tot ce ai și stai doar pe zona asta foarte pozitivă, noi uităm că. Ceea ce facem noi e valoros și că nu avem motive să ne facem probleme. Uh, chestia asta mi se pare că poate fi abordată din două direcții diferite. Ceea pe care o discutam eu acum despre copilul interior și faptul că cumva noi am ajuns într-un punct în care, din cauza tehnologiei, social media-ului și așa, cumva oamenii au devenit mult mai neîncrezători în ei, anxioși și... Uh, au început să înțeleagă mai mult traumele pe care le-au trăit în copilărie și astea sunt lucruri pe care trebuie să le rezolvăm noi cu noi și să evoluăm noi ca și societate și ca și persoană singură. Pe de altă parte, am citit iarăși o carte foarte interesantă, cred că chiar asta este cartea pe care am citit-o ultima acum trei săptămâni. M-am um, apucat de ea pentru că văzusem un video foarte interesant pe TikTok, evident. Um, cartea în sine se cheamă... Do nothing. Efectiv, spune how to overcome uh, overthinking, overworking and overload, în sensul în care, uh, ce se întâmplă? Înainte de, industria, de revoluția industrială, lucru, oamenii aveau un anumit uh, stil de muncă, cu un anumit ore, un anumit program de ore de muncă, și apoi a venit re revoluția industrială și au început oamenii să lucreze mult mai mult, mult mai mult, pe bani mai puțin, și lucrurile s-au schimbat la nivel de, cum să zic, uh, cât timp ai liber și poți să te petreci alături de familie și am intrat în roata asta corporatistă, știi? Și toată lumea trebuie să muncească mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Bun. Apoi... În alt punct de vedere, lumea a evoluat în alt sens, în sensul în care noi am trăit foarte multe traume colective, război, Auschwitz, cu pandemie, criza financiară, au fost foarte multe traume colective pe care noi le-am trăit uh -huh. și corpul nostru s-a adaptat. Am uitat cum îi zice chestia, astea. efectiv are un nume, dacă de exemplu ți se întâmplă un lucru rău. Vei fi trist, supărat, gelești persoana respectivă sau nu știu, depinde ce ți se întâmplă, pentru o perioadă. Ajungi din la, de la mijloc undeva jos. Corpul nostru a învățat să se adapteze la chestia asta și să te aducă înapoi la starea de mijloc, de unde ai plecat. Foarte mm -hmm. repede te aduce, deci te lasă, te învață să-ți să evoluezi cât se poate de repede, să-ți revii, bounce back, efectiv. Ceea ce s-a întâmplat rău în toată situația asta, că ăsta e un lucru foarte bun ce s-a întâmplat, este faptul că același lucru se întâmplă și la reversul medaliei. În momentul în care noi facem un lucru bun, se întâmplă o fericire în viață, ajungi de la nivelul de mijloc, crești un pic mai sus și ai, ai, ai impresia că ți-ai luat o casă, că ai făcut un copil, că ți -ai, ai, ai evoluat în carieră. Ai impresia că chestia asta te va ajuta și vei deveni fericit. E o țiapă pe care o luăm noi, oamenii, pentru că, în realitate, chestia asta de dezvoltare pe care au, -au făcut-o oamenii uh, ni s-a întâmplat nouă, natural nu pot să cred că îmi scapă cuvântul, dar nu mai contează, te aduce înapoi la nivelul de mijloc. Indiferent câte fericiri și bucurii în viață vei avea, tot la nivelul de mijloc te aduc. Deci, cumva, suntem vinovați și nu suntem vinovați vreodată. <laughs> Avem nevoie cu toții de ajutor. Iulia, îți mulțumesc pentru o discuție foarte sinceră și deschisă, o discuție, așa, pe note pozitive și te mai așteptăm cu mare drag și la alte episoade de podcast BZI. Cred că avem despre ce discuta, mai ales după ceea ce spuneai tu că e un secret și că vei lansa ceva, vei avea o colaborare. Da, ne vedem peste 2-3 luni. Mulțumesc <laughs> foarte mult, Viorela! Am vorbit un pic, chiar, chiar am vorbit astăzi un pic, dar cred că cred că am vorbit că de bun augur și sper că oamenii de acasă. Um, am învățat poate ceva din greșelile sau din lucrurile pe care le-am făcut sau le-am trăit și eu și sper că s-au bucurat și ei de discuția noastră cum ne bucurăm și noi și salut pe toți și <laughs> vă invit la magazinul Singărua <laughs> online. Ce frumos, ce frumos, să-ți urăm mult succes! Aici se încheie episodul nostru de podcast BZI. Partenerul nostru principal este balcan.ro. Aveți 10% reducere în continuare folosind codul BZI10 atunci când achiziționați orice produs de pe site. La revedere!